Bună seara! Mi-aș prefera să creez engagement de bună calitate. Nu știu, ne permite formatul sau trebuie să vorbesc despre engagement, ca și cum aș pricepe? Întreb. Bun. Aș prefera să folosim cele 12 minute pe care le avem la dispoziție împreună pentru a sta de vorbă, pentru a schimba informații. Aș prefera să vă întrebați lucruri. Înainte de a începe chestiunea asta, stăteam aici pe scaun, un tânăr lângă mine, care m-a surprins puțin, adică mi-a spus și dacă ai putea să-mi dai un sfat, ce sfat mi-ai da? Și sigur că am fost surprins pentru că este o întrebare extrem de generală, dar în realitate cred că e una extrem de la obiect dacă găsești sfatul potrivit. Și cred că cel mai potrivit sfat pentru oricare dintre noi în orice moment e nu-ți mai bate capul. Și asta i-am spus și lui, să nu-ți mai bată capul atâta, pentru că în realitate nu are niciun rost. Vreau să vă spun o poveste foarte scurtă. Fiul meu are aproape 3 ani și la puțin timp după ce am plinit 2 ani, mi-a spus un lucru care m-a șocat total și mi-a resetat perspectivele. Mi-a spus, tati, eu văd toate lucrurile. Și în momentul ăla am realizat că, într-adevăr, până într-un punct al vieții noastre, toți avem această capacitate de a vedea toate lucrurile exact așa cum sunt ele. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, nu mai vedem lucrurile, începem să ne vedem interesele. Și mai mult decât atât, începem să îi manipulăm pe ceilalți, pe cei din jurul nostru, să vadă sau să mărșăluiască alături de interesele noastre. Și realitatea este că social media este, pe lângă multe alte lucruri, poate mai mult decât alte lucruri, o școală de manipulare. Asta face din noi, ne învață să-i manipulăm pe ceilalți. În moduri extrem de perfide și de perverse. Până la urmă, sigur că toată știința asta legată de internet, de engagement, de măsurători, da, e într-adevăr o știință, dar nu face altceva decât să ne ajute să-i manipulăm pe alții în timp ce vorbim cu foarte mare seninătate despre felul în care suntem noi manipulați. Asta facem. Suntem manipulați, admitem asta, ne place foarte tare și în același timp încercăm să-i manipulăm pe ceilalți fără întrerupere. Eu nu vreau să fac parte din procesul ăsta. Nu e pentru mine. Sigur că sunt acolo, sunt în social media, dar fiecare mesaj pe care îl pun în social media are în spate chestiunea asta. Nu vreau să manipulez pe cineva, vreau să pun în social media mesaje de încurajare într-un fel sau altul. Adică vreau să încurajez pe oameni să aibă o experiență a lor proprie, pentru că lucrul pe care îl face fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin, cu siguranță îl face fiecare dintre noi până în momentul în care realizăm că facem asta cu adevărat, e să-i încurajăm pe oameni, pe cei care ne urmăresc, să aibă o opinie despre o experiență la care nu au avut parte. O experiență la care nu au participat. Ca asta facem. Punem ceva acolo și ne uităm la comentarii și începem să răspundem la ele și angajăm pe oameni în poveștile astea și încurajăm să se angajeze. Și oamenii stau și vorbesc și consumă foarte multă energie despre nimic. Nu vin cu ceva relevant în conversația asta. Relevant pentru viața lor, că de fapt despre asta e vorba. Și de asta încerc să-mi construiesc activitatea în social media în această idee. Vreau să pun acolo ceva care să te ajute să descoperi ceva relevant pentru viața ta. Poate să fie o rețetă, habar n-am. Poate să fie un produs care mi-a făcut mie viața mai bună. Că de asta sunt de multe ori în clinciuri sau în frecușuri cu agențiile sau cu brandurile. Pentru că refuz campanii. Dar refuz campanii cu încăpățânare. Nu mă interesează orice ban pe care pot să-l primesc de la un brand. Mă interesează dacă produsul ăla îmi face mie viața mai bună. Dacă mi-a făcut viața mai bună, sunt șanse foarte mari să facă viața mai bună și altor oameni. Postările pe care le pun eu pe Facebook au, nu știu, habar n-am, 30.000, 40.000, 50.000 reach organic, 100.000, 200.000, depinde. Sunt unele care ajung, cum a fost povestea asta de la Sial, de la Paris, unde m-am dus, am văzut o mizerie înfiorătoare și nu m-am mai putut abține și am vorbit despre ea, a avut în 24 de ore reach 2 milioane, fără, adică lucrurile, da, dar n-a fost hatereală, da? Nu, n-a fost hatereală. A fost ceva pe bune, a fost o experiență negativă la care niște oameni au fost supuși și a fost o relatare a acestei experiențe. Hatereală înseamnă
în realitate, să vorbești rău despre un lucru, chiar dacă știi că el poate să fie bun. Asta fac haterii. Să fim cinstiți. Asta fac. Asta fac și trolii de multe ori, dar trolii pot să fie uneori amuzanți. Se întâmplă lucrul ăsta. În fine. Eu nu pot și vorbesc cu multă detașare despre lucrurile astea, pentru că am trecut prin toate aceste etape la un moment dat, dar de câțiva timp eu nu mai pot să mă trezesc dimineața gândindu-mă la rici. Nu pot. În realitate, nu mă interesează. Adică nu îmi face viața mai bună riciul ăla. Nu mai pot să mă gândesc, să mă trezesc cu gândul că astăzi trebuie să pun ceva pe Facebook. Din partea mea poate să moară Facebook instantaneu, în clipul asta nu mi se schimbă viața cu nimic. Eu tot trebuie să mă duc să fac o pâine ca să o pun pe masă. Și e simplu. Și până la urmă stau și mă întreb, ok, engagementul ăsta, ce cu el? Cine? Pentru voi, oricare dintre voi, spuneți-mi, vă rog, ce înseamnă engagementul ăsta? Nu știu. Călin, hai că te vă priceput. Pentru tine, la ce e bun engagementul ăsta? Da, mă rog, ok, pot să înțeleg lucrul ăsta. Și aș traduce asta pentru mine sau în activitatea mea, că nu mă interesează să am clienți mai mulți, că de fapt noi despre asta vorbim și măsurătorile nu îți arată neapărat loializarea, măsurătorile îți arată cantitatea, nu îți arată calitatea. Știi? De cele mai multe ori. Adică e complicat să măsori cu rigla calitatea. Măsori o distanță, 24 de centimetri, habar n-am, măsori ce vrei tu. Nu prea măsori calitatea și de asta prefer genul de interacțiune care îmi generează clienți buni, nu clienți mulți. Știi de ce? Pentru că pentru mine e mult mai puțin costisitor din punct de vedere al energiei pe care o investesc și al banilor pe care le cheltui, pentru a avea un client, să am un client bun, nu să am 2 sau 3 clienți sau 15. Un client bun pentru mine înseamnă un client care poate să-mi dea oricând un feedback fără să mă judece. Că despre asta e vorba, de fapt. Noi ne punem aici pe Facebook și așteptăm să fim judecați. Și să fim validați și evaluați și nu. Adică pentru mine asta nu e un feedback foarte bun. Când vine cineva și spune despre tine ca și cum te-ar cunoaște. Prefer să am un client bun cu care comunic și căruia îi dau ocazia să mă cunoască și atunci el o să-mi dea un feedback fără să mă judece. O să-mi dea un feedback cât se poate de aproape de realitate și el mă ajută să mă dezvolt și să-mi dezvolt business-ul și să avansez și să ofer un produs mai mult. Dincolo de asta, un client bun e un client care mă recomandă altor oameni și crește în felul ăsta șansele să am mai mulți clienți buni fără ca eu să mai cheltui energie. Adică mă concentrez foarte tare pe produsul pe care l-am de oferit, fie că e vorba despre o vorbă, fie că e vorba despre un discurs, fie că e vorba despre o propoziție, un citat, un meme pe care îl fac și îl pun pe Facebook, o pizza, o habar n-am, orice de felul ăsta. Mai am mai puțin de 5 minute. Dacă vreunul dintre dumneavoastră vrea să pună o întrebare, sunt aici să răspund. Dacă nu, mă duc mai departe cu... Da, uite, vezi? Da, vă rog. N-am fost întotdeauna foarte cunoscut. Și să fii foarte vizibil nu înseamnă să fii neapărat foarte cunoscut. Poți să fii extrem de vizibil și total necunoscut. E, să zicem, un fel de paradox. Dar oamenii încep să te cunoască doar dacă vorbești cu ei. Dar cu fiecare în parte. Și sigur că dacă ai 400.000 de oameni care ți-au dat like paginii, n-ai cum să vorbești cu fiecare în parte. Poți doar să speri că lucrul ăla pe care îl pui tu acolo poate fi relevant pentru foarte mulți dintre ei și în felul ăsta cineva o să te caute pe tine personal, adică o să-ți trimită un mesaj, o să încerce să ia legătura cu tine. Că dacă cineva spune un comentariu la o postare pe Facebook, nu înseamnă că a vrut să vorbească cu tine. Înseamnă că a vrut să vadă cineva ce are el de spus. E simplu. Cam așa funcționăm noi. Am răspuns bine? Mulțumesc. Altcineva? 3 minute. Da, vă rog. Numai puțin. Să ne audă, da. Mulțumesc. Vreau să te întreb dacă putem presupune că toate postările de pe Facebook sau din social media sunt manipulare. Pentru că manipularea înseamnă că pun ceva acolo cu intenție negativă.
sau cu o intenție despre care eu cred că e pozitivă. Da. Adică, de foarte multe ori și copiii noștri ne manipulează și intenția lor nu e una negativă, e doar să-i ținem în brațe și atât. Și noi facem asta, pentru că noi ca societate suferim de nebăgare în seamă și de nevorbire. Înțelegeți ce spun? Cam așa facem. Și în momentul în care noi împărțim audiența în categorii și spunem astea sunt femei, ăștia sunt bărbați, ăștia sunt copii de vârsta asta, trebuie să mă adresez lor așa, lor așa, lor așa, ce facem? Începem să ne manipulăm și pe noi înșine pentru a încerca să construim mesaje în așa fel încât să fim plăcuți de ăla, de ăla, de ăla și de ăla. Pentru că dacă în realitate nu ne-ar interesa să manipulăm pe cineva, nu ne-ar interesa nici metricele alea. Nu ne-am uitat niciodată la ele, niciodată. N-ar fi inventate. Poți să vii, dar de multe ori noi nu admitem lucrul ăsta. Noi nu admitem lucrul ăsta și de asta spun, hai să nu mai încercăm să vindem un mesaj. Hai să încercăm să facem doar lucrurile pe care dacă nu putem să le facem, explodăm. Ne crapă cap, știi? Pentru că în realitate asta facem, nu admitem. E foarte adevărat că nu admitem și nu suntem în stare să percepem intenția negativă din propriile noastre intenții. Pentru că suntem antrenați în fiecare zi să facem exact lucrul ăsta. Dacă încercăm să ne gândim un pic la fiecare acțiune pe care o facem noi înșine, dar cu sinceritate să facem un pic de introspecție, o să vedem că exact asta facem de multe ori, de când deschidem ochii și până când îi închidem. Dar e nevoie de un pic de sinceritate și de un pic de încăpățânare pentru a rezista la propria perie de sârmă. Că altfel nu funcționează și... Sigur că am prezentarea asta, care mie îmi place foarte mult, dar am preferat să o abandonez total, pentru că prefer spontaneitatea, cât se poate de mult. În momentul în care începem să ne implicăm în construirea unui mesaj, spontaneitatea e ucisă tot mai tare. Și atunci când ești spontan, sunt foarte multe șanse să spui mai degrabă adevărul pe care, sau lucrurile pe care le consideri tu adevărate, că de fapt adevărul e diferit pentru fiecare dintre noi, dar cred că e foarte important să spunem întotdeauna lucrurile pe care le considerăm adevărate. Și titlul prezentării mele de astăzi a vrut să fie Less Bullshit. Nu mi-a ieșit. Aș fi vrut să fie No Bullshit, dar cred că noi ca specie încă nu am ajuns la nivelul ăla și trebuie să mai lucrăm un pic pentru asta. Mulțumesc!